Internetul fix, bun și rapid din România, este deja de domeniul legendei și subiect de nenumărate meme. Le știți, alea cu am eu un văr în Germania care abia să screme să stea cu mine pe mes la 100 de euro pe lună, în timp ce eu nu doar că stau cu el în video, dar mă joc și ceva online, am și 20 de taburi deschise în browser și mai dau și jos un sezon întreg de ceva nou de pătorenți, pe, pe repede înainte și toate astea la câteva zeci de lei. Hai că știți despre ce vorbesc. De fapt, o statistică recentă, septembrie 2021, ne plasează pe locul 5 în lume la viteza internetului fix, după Monaco, Singapore, iată, vecinătate selectă, Hong Kong și Thailanda și în fața Coreei de Sud sau Elveției. La internetul mobil, ci că nu stăm la fel de bine. De fapt, nu prindem nici măcar top 10, acolo Emiratele, Coreea de Sud, China sau chiar Bulgaria sunt cu mult în fața noastră. Iar eu zic că internetul ăsta mobil va ajunge să conteze din ce în ce mai mult. Frichinea la noastră cu 5G-ul și cu întârzierile mai mult sau mai puțin motivate, mai mult sau mai puțin birocratice și politice, zic eu că ne va costa. Iar asta nu-i de bine, sigur. Mai există un factor care s-ar putea să cântărească greu. Însuși faptul că avem un internet fix atât de bun. Motiv pentru care mulți consideră că ăla mobil nu este relevant pentru noi. Am ajuns acasă sau la birou, telefonul sau laptopul s-au conectat automat la Wi-Fi-ul care rupe. Știți că acum inclusiv convorbirile pot fi rutate prin rețeaua Wi-Fi locală, acel wifi call, așa se numește la mine pe telefon. Deci iată și mai puține motive de a avea nevoie de un internet mobil pe măsura celui fix. Mai ales această din urmă opțiune, mă refer la Wi-Fi Call, a rezolvat pentru unii, printre care mă număr și eu, acele probleme de semnal pe care le aveai în anumite zone cu acoperire mobilă mai slabă sau în locuințele, cum este a mea, bloc comunist cu ziduri de bunker, atât mi-am permis, unde ani de zile trebuia să ies pe jumătate pe geam ca să pot vorbi la telefon. Și să vezi ce mișto era când ieșeau și vecinii, în același timp, vuia cartierul. Bun! Deci stăm foarte bine cu internetul fix, dar mai există un issue, o problemă pe care iarăși sunt sigur că o știți cu toții sau măcar mulți dintre voi. Nevoia unui al doilea router în casă. De ce? Pentru că routerul în care îți intra sfânta fibră optică, ONT-ul, cum se numește el în termen de specialitate, Optical Network Terminal, era și încă este, de cele mai multe ori când vine vorba despre Wi-Fi și distribuția internetului mai departe în casă pe wireless, o panoramă. De fapt, operatorii s-au și apărat adesea, eu am pățit-o de enori, cu argumentul că ăla nu este de fapt un router Wi-Fi și că Wi-Fi-ul vine pe el doar ca un gift, ca un cadou, ca un extra, nu ca o funcție serioasă de la care să ai așteptări. Adică este un terminal pentru rețeaua optică, care printre altele are și o țâră de Wi-Fi, nițel acolo. Și că mai departe îți cumperi fumușelul router cu care să-ți dai mai departe Wi-Fi în casă. Corect? Da, parțial măcar. În plus, există oricum o specie de user care nu se mulțumea default cu implementarea minimalistă a operatorului din mai multe motive. Că nu este oricum suficient de customizabilă, nu poți tu să schimbi oricum mai nimic în ONT-ul ăla pe lângă setările operatorului că nivelul de securitate pe Wi-Fi este oricum o glumă. Mulți chiar dezactivează chestia asta, mi included, ca să nu-ți intre careva pe el. Și frumușel, via cablu, adică Ethernet, legi un router cumpărat de tine după pohta inimii tale și la complexitatea pe care ți-o permiți. Și așa îți dai mai departe Wi-Fi în casă. Hai, ziceți în comentarii câți dintre voi procedați așa și câți folosiți Wi-Fi-ul default de pe echipamentele Digi sau ale altora. Bun, dar există și o specie, numeroasă și ea de altfel, în care doar eu știu câțiva membri, nevastă-mea, sor-mea, socrii mei și am o listă foarte lungă de rude și prieteni care folosesc acele capacități Wi-Fi default foarte reduse, preinstalate practic de către operator. Și oamenii ăștia nu mai prindidesc un juratul că în nu știu care colț al casei nu bate Wi-Fi-ul, că semnalul este prost și că li se tot întrerupe netul sau că merge foarte încet când descarcă ceva dă din nou Wi-Fi-ul default de pe ONT-urile care îți vin preinstalate în casă este varză. Am explicat deja ce și cum. Iar oamenii ăștia, mulți dintre ei, nu au priceperea să se apuce să instaleze un dispozitiv suplimentar ca să remedieze treaba asta. Oricât de bagatelă, li s-ar părea lor mai pricepus dintre voi de aici de pe zonă. Și acum, hai că am ajuns la chestiune. Situația asta este pe cale să se schimbe și nu oricum, ci masiv. După niște ani, probabil de reclamații și în ciuda tuturor explicațiilor lor, cum că echipamentul ăla nu este gândit să facă asta, adică să distribuie Wi-Fi ci decât să ți aducă fibra în casă și de acolo te descurci tu, unii operatori au decis să remedieze situația și încă într-un mare fel. La asta a mai contribuit probabil și faptul că standardele Wi-Fi au evoluat și ele și dacă tot s-a întâmplat asta, s-au gândit că poate ar fi momentul să prindă și ei trenul ăsta. Iar trenul se numește Wi-Fi 6. Și spre surprinderea mea totală și absolută, materialul despre ce și cum este și cum funcționează Wi-Fi 6, pe care l-am postat acum câteva săptămâni pe celălalt canal de YouTube al nostru, pe Playground, a adunat 50.000 de vizualizări. În ciuda faptului că este un video destul de tehnic și de arid. Nu este despre vreun joc sau despre vreun telefon nou sau chestii de astea wow este despre noul, care nu mai e chiar atât de nou, că e din 2019, Wi-Fi 6 sau 802.11ax, cum mai este el cunoscut în limbaj de specialitate. Deci o grămadă de lume a vrut să știe care este faza cu acest Wi-Fi 6 și dacă aveți dubii și întrebări pe subiectul ăsta, nu mai reiau răspunsurile aici. Vedeți acest video de pe Playground, vă las link și în descriere mai jos. Pentru că rămâne cum am stabilit acolo, adică veți găsi probabil răspunsurile pe care le căutați cu privire la acest standard. Bun, și acum hai să dăm drumul la poveste, pentru că dacă soluția despre care am să vă vorbesc este din filme și modul în care s-au derulat lucrurile a fost tot din filme, doar că din filmele alea cu proști. Deci fiți atenți la faza asta. Mă contactează la un moment dat o agenție care mă întreabă așa. Vrei să testezi o soluție Wi-Fi 6 nouă și șmecheră? Sigur, ba bine că nu. Și uite așa mă trezesc la ușă cu două rutere. Deocamdată o să le zicem rutere. Wi-Fi 6, marca Huawei. Dar nu the usual consumer Huawei thing, ci astea erau diferite. Pentru că imediat am sesizat că unul dintre ele, cel mare, nu era propriu zis un router, ci cum i-am zis mai devreme, un așa numit ONT, adică un terminal în care intră fibra optică. Și m-am întrebat... Cum dracu testez eu asta? Am fibra optică acasă, desigur, dar setările le face operatorul, nu eu pentru partea asta cu fibra. Adică nu vii tu gică fără frică de nicăieri și te apuci să-ți legi ONT-ul tău personal la fibra. Iar alălalt router, ghici ce? Nu avea port van, avea doar patru porturi LAN, care am observat după aia că dublează toate patru și ca porturi van. Hmm, ce pana mea mai e și asta? Din aproape în aproape, în cele din urmă, am cerut contactul unui inginer de la Huawei, Ștefan, un băiat super fain, care la acel moment nici măcar nu era în țară, era sărac cu un concediu prin Grecia și misterul acela, și anume, ce mama dracu mi-au trimis ăștia aici să testez și cum anume, s-a lămurit. Păi bă, înguștere, ăsta nu este pentru end user. Bine, este. În sensul în care, da, intră la tine în casă, dar nu-l instalezi tu, ci operatorul. Ah, bine că-mi zise și acum, după ce m-am uitat la el ca pisica la muștar o săptămână, operatorul în cazul de față fiind popularul Digi. Deci faza era așa, Digi a pornit o mare campanie, o mare revoluție, gen Bring Wi-Fi 6 to the Masses, iar ăsta era echipamentul agreat, testat și aprobat pentru a fi implementat. Deci după aia am văzut și eu pe site-ul operatorului toată povestea asta, cum că da, acum poți să ai și Wi-Fi 6 la tine acasă, preinstalat de respectivul operator, și nu doar că în felul ăsta democratizează ultimul și cel mai avansat standard Wi-Fi, bine, nu chiar cel mai avansat, a apărut deja Wi-Fi 6E între timp, care este și mai nou și mai rapid, am pomenit și despre ăsta în acest video, dar rezolvă din mers și o altă problemă foarte, foarte importantă, cea despre care ziceam mai devreme, a acoperirii Wi-Fi la tine în casă. Pentru că jucăria asta, acest Huawei Optic Star HG8147 X6, nu este doar un ONT, ci și un router Wi-Fi excelent, de putere mare și cu acoperire mare, care pe deasupra mai este și Wi-Fi 6. De fapt, cum zicea unul dintre băieți, dintre colegii mei, asta este probabil cea mai bună veste tech de anul ăsta. Dar stați așa, că n-am terminat povestea mea. Bun, și zic lui Ștefan, cum să facem să-l pot testa? El zice, las că sun eu la Digi să vină ăștia să ți-l instaleze gratuit, iar ălălalt care e la tine, adică routerul mic cu patru porturi despre care v-am zis Adinauri, este de fapt un extender care va veni și ăla la un moment dat în pachet și în ofertă împreună cu ONT-ul. De ce? Ca să poți extinde rețeaua în zone din casă mai prost acoperite de routerul mare și să poți face chiar un mesh adică o rețea distribuită, așa încât să ai semnal și acoperire Wi-Fi în absolut toată casa, oricât de mare ar fi ea și oricât pereți de beton armat ai avea în drum. Nice! Asta chiar sună bine! Bă, și acum vine punchline-ul, deci fiți atent la faza asta. Mă sună după câteva zile Ștefan și zice... Au venit mai să-ți instaleze echipamentul? Bă, zic eu, nu m-a căutat nimeni. Băi, și la un moment dat, după alte câteva zile, mă sună din nou Ștefan. Păi ăștia de la Digi nu te-au sunat pentru că îl ai deja echipamentul respectiv. E instalat și funcțional. Păi, zic eu așa ca prostul, și de când îl am? Păi de câteva luni, zice Ștefan. Păi cum așa? Bă, și după aia mi-a căzut fisa. Eram plecat din București când m-a sunat nevastă mea că au venit ăștia de la Digi să rezolve o problemă oarecare cu internetul. Dar au omis să-mi spună că au schimbat și pârăciunea aia de ONT ZTE pe care o aveam default în casă și deci băieții o schimbaseră cu un Optic Star HG8147X6 de la Huawei, adică exact echipamentul despre care discutăm aici. Bine, lumăriuca și de fapt nu doar ei, ci multor oameni, poți să le arăți 10 rutere complet diferite și nu vor face nicio deosebire între ele. Cum eu sunt la birou zi lumină și vin acasă doar să dorm, nu mi-a băznit prin cap că i-au schimbat și ONT-ul. Mai ales că eu funcționam pe varianta povestită mai devreme, aceea de a avea un router personal conectat prin fir la echipamentul lor. Prin urmare, nu aveam cum să sesizez că ei au înlocuit terminalul, mai ales că e sus pe un dressing hall unde nu mă urc decât foarte rar. Genial, nu? Bun, și acum că ne-am distrat un pic cu filmul meu cu proști, cu mine în rol de protagonist, hai să trecem la lucruri serioase. Deci, ONT-ul ăsta, Optic Star HG8147X6, mamă lungul, cheamă, era instalat și funcțional de câteva luni. Cum au zis oamenii aia, am luat și extenderul numit și el Optic Star K562E, și el tot Wi-Fi 6, evident. L-am instalat și pe ăsta și ne-am pus pe testat. Pentru că până la urmă, ceea ce contează cu adevărat este să vedem esențialul. Și anume, dacă această soluție care este deja și va fi implementată pe scară din ce în ce mai largă în România de către Digi face sau nu diferența. Și pe hârtie face. Acum, nu doar că ai una dintre cele mai bune conexiuni fixe de internet din lume, cine e pe locul 5, cine e pe locul 5, ci inclusiv acasă, la tine, în Hojac, ai acum două chestii importante. Un echipament default care să-ți asigure o acoperire Wi-Fi într-un mare fel în toată casa și nu doar printr-un router bun, care mai este și terminal de fibră optică și prin care mai trece și conexiunea de cablu TV ci mai este și Wi-Fi 6, adică the latest and the greatest, sort of, și mai e pe deasupra și un extender ca să duce acoperirea și acolo unde modulul principal nu bate. Rămâneți cu mine în acest video și în partea a doua, categoric mai tehnică, vom testa și vom vedea dacă socotala din târg se potrivește cu aia de acasă și dacă ceea ce este scris pe hârtie se regăsește și în realitate. Această a doua parte a acestui video va fi una care să le dea orgasm instantaneu multiplu talibanilor tech de pe canal. Știți aia care mă întreabă retoric așa, da canalul ăsta parcă se numează zona IT, nu? De. Deci înainte să intrăm în măsurători și dat fiind materialul cu Wi-Fi 6 de pe Playground care a avut atâta succes, deși arid și tehnic, nu m-ar mira ca și ceea ce urmează să povestim să vă intereseze maxim, mai ales că vă privește direct. Este vorba despre sfânta viteză Gigabit, acum și pe Wi-Fi 6, la tine acasă și hai să vă fac un spoiler. Deci internetul, oricum bun de la Digi, este acum și mai bun. Prin urmare și așa deci, Huawei Optic Star HG8147X6 este cel mai nou membru al familiei de echipamente ONT din portofoliul actual al celor de la Digi RCSRDS. Și cum veți vedea, este un upgrade major, un moment foarte important pentru toată infrastructura de internet fix autohton. Modelele pe care le regăseai în oferta Digi până nu demult erau echipamente de 2,4 GHz și de cele mai multe ori pe wireless erau foarte slabe, foarte varză. Din categoria să fie ceva acolo. Ei bine, acest Optic Star HG8147X6 este primul ONT oferit de Digi, care suportă bandă wireless de 5 GHz și care adoptă tehnologia Wi-Fi 6. Și rezultatele wireless obținute de noi confirmă acest upgrade imens. Dar să nu ne grăbim, să vedem momentul T0, punctul actual de plecare. Deci, până acum câteva luni, când oamenii ăștia au venit și mi-au schimbat echipamentul. Am avut și eu un Media Converter ONT de la ZTE, o jucărie ca dimensiuni și capabilități și care pe wireless era, cum să mă exprim, pământ de flori. Da, pe fir mergea cu aproape 1 giga pe secundă, bătrânul PC era destul de încântat de vitezele ireproșabile, însă pe wireless n-am depășit niciodată 40-50 Mbps lângă el și 15-20 sau deloc în colțurile mai îndepărtate ale apartamentului. De aici și soluția despre care vă povesteam, a unui al doilea router. Și tot cam pe atunci, acum câteva luni, a apăruse la cererea publicului oferta Wi-Fi 6. Cred că știți cu toții reclama aia cu care Digi literalmente ne-a intoxicat. Ține de 6, Wi-Fi 6. Dar nu este mai frumos să ai un singur dispozitiv, nu două, ca să-ți poți face treaba, pentru că, sincer, majoritatea dintre noi avem apartamente de 50-60 de metri pătrați, unde un singur dispozitiv precum acest Optic Star de la Huawei este arhi suficient, atât prin funcții, cât și prin viteze. El este în casa celor mai fericiți slash norocoși dintre voi încă de la începutul verii, mi includit. Deci acum există o nouă jucărie pe piața fibrei optice în curtea Digi. Vă încurajez să-i contactați pentru a vedea dacă puteți beneficia de noile dispozitive și să faceți upgrade gratuit la noul și mult mai puternicul dispozitiv. Digi oricum pare să aibă planuri mari pentru 2022. În Spania deja e realitatea abonamentul de 30 de euro pro Digi de 10 giga. Probabil acest serviciu ultra rapid va fi disponibil și în România pe la mijlocul lui 2022 sau prin 2023. Și că tot vorbim despre România, chiar zilele trecute, pe când ne jucam cu noile echipamente, Digi a anunțat upgrade-ul gratuit de la Fiberlink 300 la Fiberlink 500. Da, gratuit, adică bătrânul abonament de 300 de megabits pe secundă se pensionează și zic eu că a făcut o treabă bună pentru mulți dintre noi, o bună bucată de vreme. Dar hai să revenim la oile noastre, adică la ONT-ul nostru, Optic Star. L-am testat într-un apartament mediu spre mare, aproximativ 80 de metri pătrați, cu ziduri din beton, construit în anii 80, da, după noile standarde de după cutremurul din 77, deci mult fier beton, coșmarul oricărui router wireless. După ce vă asigurați că ONT-ul este poziționat în casă sau apartament într-o zonă cât mai centrală pentru o acoperire maximă, atenție, cei de la Digi au prostul obicei să vă lase dispozitivul în holul de la intrare, de unde OHA acoperire optimă în apartament, puteți să vă bucurați așadar de viteze Wi-Fi 6 pe banda de 5 GHz. După cum am văzut în teste folosind un laptop Wi-Fi 6, ONT-ul Huawei oferă viteze foarte bune chiar și în camerele aflate la 1-2 pereți de beton distanță. Evident, când echipamentul era poziționat imediat la intrare în apartament, cele două dormitoare aveau viteze sub jumătate din vitezele obținute de noi la final, aproximativ 80 Mbps, în acest scenariu cu media converterul ascuns în hol la intrare. Dacă în hol plecam de la peste 700 de megabits pe secundă pe wireless, 733 la download, 418 la app, acestea scad ușor în bucătărie și sufragerie și mai mult, așa cum era și de așteptat, în cele două dormitoare. Dar partea bună este că aceste scăderi sunt normale și nu sunt drastice, cum am văzut la multe alte echipamente, când dau de greu, adică de ziduri de beton sau pur și simplu distanțe mai mari. Pentru scenarii și mai dificile, iată, intră în oferta Digi încă un dispozitiv nou, un router. Mai exact acel extender despre care vă ziceam, un dual band edge ONT de tip AX3000 MBPS WiFi 6 care este mai mult decât ceea ce pare. L-am conectat și pe ăsta la ONT-ul mamă, adică la HG8147X6 și am zis să vedem ce potențial are micuțul. Și am fost cu adevărat impresionat. K562E, pentru că așa se cheamă acest extender, are un semnal puternic. Trec undele prin pereți, ca prin brânză, iar rezultatele sunt excelente. Peste 800 de megabits pe secundă download și 500 de megabits up la 3-4 metri de router, peste 600 cu 400 de megabits în dormitor, peste 650 cu 490 în bucătărie, 450 cu 470 în baie și 390 cu 270 în balcon, zona cea mai dificilă. Sincer, astfel de rezultate am văzut la rutere cu multe antene, puternice și din altă gamă de preț. Un punct foarte al acestui extender și o surpriză plăcută pentru noi. Și dacă tot le folosești împreună mesh ceva, da, există și această opțiune la pachet. Bun, acum că am văzut ce poate îl mic, partea frumoasă abia acum vine. Am conectat routerul ăsta mic K562E la ONT-ul în care intră fibra în apartament și inițial am făcut mesh-ul pe wireless. Hai că e interesant, mai ales că cele două echipamente se văd între ele automat. Nu trebuie să faci absolut nimic, nicio setare, pur și simplu se conectează între ele și fac mesh-ul direct. Deci cu cele două dispozitive conectate între ele pe wireless, în mod surprinzător sau ba, pentru că Optic Star K562E nu are o bandă exclusivă pe care să comunice cu ONT-ul, adică backhaul se face și pe 2.4 cât și pe 5 GHz, am observat că folosind conexiunea wireless, sporul de performanță pare să nu existe. Asta se întâmplă când există o distanță mărișoară între cele două echipamente ale rețelei mesh. Hopa, să mai explic o dată. Deci, dacă folosești extenderul conectat la ONT pe wireless ca să extinzi rețeaua, semnalul va fi ok, va fi stabil, dar pentru că folosesc aceeași bandă și ca să comunice între ele și ca să-ți dea ție net viteza va fi mai mică. De fapt, nouă ne-a mers pe undeva pe la 300 Mbps. Deci recomandarea mea ar fi să conectez cele două dispozitive prin Ethernet, prin cablu. Astfel, comunicarea dintre cele două elemente ale mesh-ului se va face pe bandă maximă, iar performanța rețelei după aia pe wireless va fi și ea maximă. Cu alte cuvinte, dacă ai o casă mare, cu mulți pereți groși sau cu etaje, pleacă din ONT pe fir cu extenderul. Conexiunea între ele se va face tot automat, dar în felul ăsta vei avea un giga pe secundă pe oricare dintre ele. Iar pe mesh, vitezele au fost duble atunci când cele două elemente au fost conectate pe fir. 700 Mbps pe Wi-Fi în loc de 300, oriunde în casă. Cel mai frumos însă a fost că în secunda în care s-a pornit routerul, adică acel Optic Star K662E, el s-a conectat automat în mai puțin de un minut la ONT-ul principal. User experience de nota 10, fără bătăi de cap, fără să necesite cunoștințe nici măcar de începător în materie de rețelistică. Hai să tragem câteva concluzii și să mai adăugăm niște lucruri bune de știut. Da, noul ONT nu mai poate fi configurat în modul Bridge. Asta dacă deja aveți un router bun, ar trebui să știți asta din start. Dar îl puteți conecta totuși la ONT folosind modul IP dinamic și veți putea utiliza rețeaua wireless atât pe ONT cât și pe router. Evident, având routerul la o distanță cât mai mare de ONT pentru a acoperi o arie cât mai mare. Apoi, dacă aveți un apartament obișnuit de 50-60 de metri pătrați, ONT-ul ăsta nou de la Huawei este arhi suficient pentru a acoperi toate zonele din casă. Dacă însă aveți o casă cu mai multe etaje sau un apartament de 80-100 de metri pătrați, vă recomand să menționați la Digi că ați dori și noul Huawei Optic Star K562e, care se traduce prin același SSID configurarea automată. Și pentru rezultate maxime, sfântul cablu Ethernet între cele două dispozitive Huawei este cea mai bună soluție pentru a extinde rețeaua. Și în ultimul rând, de știut că ONT-ul ăsta, Optic Star HG 8147X6, are și port CATV, astfel încât nu veți avea nevoie de un echipament separat pentru televiziunea prin cablu. Hallelujah! Da, în sfârșit, unii avem deja și mulți vor avea în curând, cei care sunteți pe Digi, Wi-Fi 6 în casă și acoperire wireless bombă cu echipamente care vin în pachet. Deci, cum spuneam și în titlu, internetul și așa foarte bun din România devine și mai bun acasă. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți, cei care sunteți pe RDS, aveți deja soluția asta Wi-Fi 6 implementată în casă? Și dacă da, cum vă merge? Ați avut ceva neajunsuri sau probleme cu ea? sunt curios. Cum vi se pare în general ideea asta de a primi tot pachetul? Adică de a avea în sfârșit și un router default care să rezolve problema de acoperire wireless, dar și să aducă un standard mai nou și mai avansat de Wi-Fi, recte 6. Dacă nu aveți încă soluția asta, probabil va veni, dar întrebați totuși de ea, că nu vă doare gura, pentru că o puteți avea instalată gratuit. Înainte să închei, aș mai face o observație nașpa, dar asta e, așa mă mănâncă pe bine în fund și nu mă simt bine până nu stârnesc ceva hater. Auzi, voi nu vi se pare aiurea că deși suntem pe locul 5 în lume la viteza internetului, adică o chestie de 2021 care, iată, devine și mai bună grație unor upgrade-uri de genul Wi-Fi 6, suntem totuși pe penultimul loc în Europa la rata de vaccinare și că în continuare avem acea specie pe care eu o numesc exaltați răgușiți care protestează vehement împotriva chestiei astea în vreme ce ateiurile sunt pline de oameni care se sufocă. Nu de alta, dar am un prieten care trebuie să-și opereze copilul pe coloană și se teme că nu are loc pentru fetița lui la terapie intensivă după operație, nu are loc de ăștia care, mulți dintre ei nevaccinați, au acum probleme și complicații extrem de serioase. Întreb doar. Da, din manualul libertății citire, acela care îți spune cum poți să respingi medicina modernă și să mori ca un țăran medieval în 2021? Păi eu propun ca aceia care resping vaccinul, de exemplu, dar ajung la ATI în stare nașpa, să respingă și terapie intensivă și să încerce tratamente băbești cu ceapă și descântece. Nu așa ar fi corect? Ca în mod asumat și până la capăt să nu mai ocupe locurile celor care chiar nu au avut încotro și din motive precum cele enunțat mai devreme chiar au nevoie de terapie intensivă. Sau faptul extrem de obositor și de ipocrit, că ne uităm cu jind la țările din vest că vai, vrem o țară ca afară. Mergem să muncim acolo, ne supunem regulilor pe care aceste țări ni le impun ca să mergem acolo. Dar nu vrem să implementăm acasă niciuna dintre regulile care i-au făcut pe ea civilizați și prosperi. Păi, așa cum le admirăm prosperitatea și civilizația, hai să admirăm și regulile adesea dure care i-au dus acolo. Hai să ne uităm și la rata de vaccinare mult mai mare a altora din UE, de fapt a tuturor celorlalți în afară de Bulgaria și de noi. În fine, nu mai comentez că încep să mă enervez, iar tonul acestui video a fost până acum unul pozitiv și orientat spre progres, nu spre Dark Ages. Gata, asta a fost pe azi, abonați-vă în zonă și să continuăm să discutăm lucrurile pe șleau, fără să ne ferim de taburi, o contrer. Hai, baftă -vă.